Așa. Așa, uite, vezi, bă, că își trage microfonul singur. A, da, mă, ce... Că eu am tot... spatele drept. Ia uite. Avem atitudine. Gata. Ce faci, mă? Ce dracu asta? Gata, am început? Da. Oh my God, gata. Deci încep oficial să mănânc căcat. Nu, cu toată lumea, când... Am început, da, asta e să-mi iau. Da, pe asta și e vor, ok. Voce, hai să zic din nou ceva ce să mă pare interesant și amuzant, când de fapt, în sinea mea, nu mai zic, doamne. Bă, îți fac că tu ești mai amuzant în realitate decât pe scenă. Ești nesimțit. Nu. Și, da... și dacă știam, nu mai veneam. Nu, dar serios. Mă bucur, adică mersi frumos. Pentru că eu mai cunosc. E și pe scenă, da. Da. Extraordinar. Eu mai cunosc din așa. Breazla ta. Da, și în da. Realitate nu sunt așa haioși. Da, nu sunt. Îți mai triști un pic. Da. Tu da. Nu mi se pare că nu, n-ai nicio treabă. Da, mă, știu, băgai mai special. De ce au ăștia succes, mă? Dar ce bă, dar tu n-ai succes? Am, nu sunt ok, nu sunt bine, sunt bine. Am succes? Cum a fost aseară? Aseară la show, bă, da. Sâmbătă seară, nu știu, vreau să zic data, la al doilea show, așa. A fost extraordinar, foarte bun. Dar pe de altă parte, bă, sunt foarte periculoase show-urile alea. Pentru că am coborât de pe scenă crezând că sunt special. Jur! Și ce? Și dacă aș avea mai multe din astea, n-aș mai vorbi cu nimeni. Aș fi, bă, nu știu cum poate Sorin Pârcălap să mai vorbească cu mine, în primul rând. Bă, îți dă așa, e foarte dă, periculos, bă, pentru că a fost așa o nebunie. Mie mi-a zis Micuțu, după ce am fost la Asia, după ce s-a terminat, a zis că, mamă, dar eu dacă mergeam la Asia și terminam pe 2 sau pe câte ești tu, eu levitam. Da, eu nu mai da. Vorbeam cu nimeni, ești nebun, zic. Bă, hey, da, da, mă, îți dă chestia asta, e atât de greu de da, păi, dar și în general nu-s așa? Adică? Nu-s așa bune? Show-urile? Da. Bă, da, sunt show-uri bune, adică e o diferență pe care o simți, cred că mai degrabă, fiind pe, nu aproape scenă, adică sunt show-uri bune, da. În care, da, să râde, am râs. La orice? Da, să râde pentru că deja avem experiență și glumele bune. Bă, da, sunt unele unde se creează așa, nu știu, o chestie, nu poți să o definezi, cât bum, e o explozie, da. E nebunie. În funcție de public, erau și nerâși. Bă, probabil. Da, probabil, da. Deci foarte, da, mai ales să vezi chestii complet diferite de la un show la altul. Avem un show, de exemplu, la 5 și așa. Așa și la 5 e așa. Da, pentru că mare parte în aceea zi e cam același material. Și da. Să vezi la aceeași glumă cum ți-a întâmplat la primul show. Păi sau poate la... ea de seara azi mai... Bă, teoretic așa e. Adică noi aveam, când făceam 3 show-uri, era show de la 6, de la 9 și de la 11 jumate. La 11? Bă! Rupeai? Nu! Nu, fix invers, pentru că la 11 jumătate de obicei erau ori băuți sau vorbeau, era un haos. Și nu înțelegeau. Da, am renunțat la show-ul ăla, am pus pe altcineva să-și zic cum e, da, ok? Da, pus. Și noi am rămas doar la 6 și la 9 unde era safe. Și îl trimiteam pe Ciobanu să-și ia la 11 jumătate. Măi, numai că am și eu concert din astea. Așa. În care cumva de la jumătatea concertului încep oamenii să interacționeze și da, așa. Da, da, da. Și am concert în care nici nu intru. Bă, orice le zic, orice. Bună ziua. Da. Da. Bună seara. Păi abia v-am salutat. Știi, adică iureș. Da. Bă, e asta cu lucru cu publicul și cu dinamica de grup e foarte ciudat. Dar așa, e mai greu să faci 5.000 de oameni să râdă sau 300? E foarte nasol pentru că la 5.000 de oameni e mult mai mare presiunea și inevitabil nu ești relaxat. Plus că noi nu avem... nu mai ești relaxat? Nu. De exemplu, nu știu cum salți, dar de exemplu, la sala Palatului, că ăla pentru noi a fost cel mai... Apogeu. Apogeu și nici nu e ceva între. Adică noi avem, mai e, nu știu, capitolul, cât e, 800, cât are, cam așa, 800... Și după aceea sala Palatului 4.000 și ceva. Adică n-ai ceva la mijloc, vreo 2.000 sau... 2.000, 3.000, da, să mai așa. Și e, adică, nu știu, ultima dată chiar a fost foarte bine, dar nu e, mă, nu ești confortabil deloc. Adică niciun moment nici măcar sau... după primele, că și eu am aceeași treabă, eu când intru, bă, prima piesă, nu înțeleg nimic. Adică, mai am, cred că m-a scăpat odată pe mine. Adică la modul, da... Da, oh, dar după aia tare. Gata, mă relaxez. Indiferent, poate fi și, am cântat și la 100.000. Da. Acolo e rău, la 100.000, că-ți vin înapoi prea mult decât poți duci. Da. Să ieși cumva, te dărâmă energia și așa, dar la 5.000...
Bă, da, nu știu, e, rămâne tot timpul că, ok, poți să-i prinzi cu ceva, nu știu, că am avut și chestia asta, adică se întâmplă, intri cu o chestie, mă, sunt de cutire, bla, bla, sărut, după aceea se duce în jos. Acolo se activează o leacă de panică, oh my God, și aduc înapoi acum. Nu, mă, dar, nu, dar mie mi se pare că la nivelul la care ai ajuns, la câte, câte experiență ai, ai acumulat, faci față. Bă, da, pentru că ai acolo un tolb, eu am, am niște material, știu, bă, pe ăla dacă îl bagă, ăla merge orice ar fi. Adică aha, e greu să dea, să dai în bară cu ăla. Și da, într-adevăr, e asta zic. Tips and tricks, da, da. Dar tu când, tu când scrii, eu întotdeauna m-am întrebat că v-am tot văzut, pe unde ați fost și toate materiale și toate alea. Tu când scrii un material, tu ți-l scrii exact ca proză sau îți faci niște guideline-uri și după aia de acolo dezvolți? Mă, eu așa fac, fac niște guideline-uri, repet acasă, ca și cum l-aș da pe scenă. Repeți tu acasă în oglindă? Da, nu, acasă, în dormitor, așa, cu ceva. A, serios? Da, mai fac, asta mi se pare cea mai, pentru mine funcționează. De exemplu, la Costel scrie cuvânt cu cuvânt. Deci așa, este, băi, este, ai impresia că e un dobitoc, dacă citești cum le scrie. Dar okay, cumva reușește pe scenă să le facă mișto și Teo, din ce știu, își notează idei și apoi le dezvoltă pe scenă. Eu improvizez mai puțin, de mare parte le-am... La Teo e mai mult improvizație. Da, e, are subiectul, adică știe cumva unde vrea unde să ajungă, ducă, și da, mai pune... Pă, da, e foarte dinamică treaba, e mișto de la stand-up, că e... Na, nu se termină niciodată o glumă. Și nici nu te plictisești. Da, mai bagi o chestie, mai scoți, le mai învârți. Așa, tu cum? Și, ok, deci Costel scrii tot, da. Teo e mai pe freestyle, ideea, așa, da? Și eu acasă dau, adică am ideea cam în mare parte și încerc să o frazez acasă, dar zicându-o și înregistrându-mă audio. Și încerc să o zic exact cum aș zice eu la public. Am văzut că funcționează. Da, a, și ți-și înregistrez. Da, ca să văd după aia și îmi dau seama la cuvinte, că e foarte importantă și frazarea. Normal. Dacă schimbi un cuvânt să... Poftim? Râzi? Bă, încerc să nu. Mai degrabă judec dacă mi se pare amuzant decât dacă râd. Că dacă pici te, dacă te duci în zona aia, adică... de altfel am mai văzut comedianți care râd pe scenă la, păi stai la glumele lor. Deci tu nu râzi la glumele tale? Nu. Se pare amuzant, dar nu râzi, e psihopat. Nu, dar nici măcar când îți vine, când îți ba, vine da, duma. Ok, da, câteodată... Că așa nici eu la piesele mele o ascult, nu fac. Extraordinar. Bă, genial. Da, ascult, zic, bă, da, e bine, cumva. Bă, dar trebuie să ai un barem. Ai, cred că la început, nu știu, de exemplu, când construiești, uite ce chestie, nu pot să-mi dau seama acum dacă, într-adevăr, adică, ok, prima dată când îți vine... Da, râzi sau ai o chestie, dar cred că devine la modul și de job, așa, că nu mai râzi la orice zici, că e aiurea să râzi la glumele, cred. Da, poate așa ar trebui, da, nu, da, e aiurea să râzi la glumele tale, da. Da. Deci mai degrabă trebuie să duce după ați ani în zona de... Bă, cred că asta e bună. Da, cred că asta, la asta s-ar râde, că na, se formează un tipar în capul tău și știi că s-ar râde la chestia aia. Și când testezi materialul, îl dai, chem niște prieteni la tine și bă, fiți atent. Nu, niciodată. Doar pe scenă? Doar pe scenă, da. Vio a venit cu bossul. Da. E bossul în spate și se uită așa. Și îmi face mie semn, că Vio nu-l vede. Și îmi face mie semn. Taie. Asta nu. Fac o chestie, eu n-aș putea, fac o chestie foarte mișto. Mai mulți comedianți se strâng la comic și pe scenă câte unul se duce și face material la comedianți. Ceea ce e horror. Eu n-aș putea să fac așa ceva. Păi nu, că tu nu faci glumele alea pentru comedianți. Oricum te ajută și, mă, dacă... Ideea care e că tu ca, nu știu, ca comedian, virgulă, când ești pe scenă și e un comediant în sală, faci pentru acel comediant. Pentru că, na, vrei aprobarea oamenilor care fac aceeași chestie ca și tine. Până într-un punct. De la un punct încolo nu mai ai nevoie de validarea. Dar contează. Adică dacă, eu știu, avem show-uri la 99, știu că a venit un comedian și pasă de-l zic așa, normal că încerc să bag. Da, băi, e inevitabil, na, că e grupul ăsta așa, de, ne și mâncăm între noi, dar ne și... Vă mâncați între voi, Doamne ferești. Doamne! Da, tu ai, am venit cu niște bârfe astăzi. Nu, da. Nu puteți să spunem, viața mea. Să spunem pe post. Bă, da, să știi că eu bârfesc profesional. Adică eu încerc să, de fiecare dată când bârfești pe cineva, așa, trec și chestia, dacă ar fi aici, dacă aș putea zic chestia asta și cu... Ai tu feel, da, încerc să o bag în zona aia, da.
Nu o fac tot timpul, dar pentru că e foarte nasol, mă, dacă intri prea mult în bârfă și automat e nasol că pe cine bârfești te pui deasupra lui. Aia e nașpa. Depinde. Bă, te cam, adică nu când dai, dacă bârfești la modul negativ, bârfești pe cineva. Păi da, de obicei bârfești la modul negativ. Da, de obicei, atunci inevitabil te pui deasupra acelui om, nu? Nu? Păi noi l-am bârfit acum pe Putin. L-am bârfit. nu cred că intră la bârfă. Cred că bârfa e doar... Păi e nu, asta... ai văzut, bă, ce-a făcut ăla? Păi mă, ce psihopate. Ai tu pe o să zici asta lui Putin nu, în față? Problema că bârfa nu este... Bârfa e doar între prieteni. Degeaba noi o bârfim pe Bianca Drăgușanu. Eu nu cunosc, n-am vorbit, poate cunoști. Eu nu cunosc, n-am ce treabă, n-am avut cu ea. Eu dacă vorbesc de ea cu tine, eu nu bârfesc pe ea. Noi bârfa e doar între prieteni, între cunoștințe. Da, că noi doi îl bârfim pe, nu știu, dar putea că nici pe conector nu. Deci, pe cine cunosc eu, Crist? Îl bârfim noi doi pe Teo, da? Știi, da, pe Teo, da. Vorbim cu Teo și da. Eu știu. E, noi doi putem să-l bârfim pe Teo, dar dacă vine, nu știu, altcineva sau uite, și el e prietenul tău de... Extraordinar! Da, mă, vezi, seamănă cu Shelly. Seamănă. Așa. E, el nu prea poate să-l bârfească, adică nu intră la bârfă, intră la mâncat de cur. Nu mă așteptam la... Erai foarte serios și așa, erai foarte tătos. Nu este, că sunt astea două categorii. Bârfa și mâncatul de cur. Bârfa poate să fie constructivă, pentru că dacă nu ești bârfit, nu existi. Absolut, da. Dacă nu se vorbește okay. De tine. Da, mâncatul de cur este altceva și în episodul da. Deci din când n-ai mai simți? Deci tu încă simți nevoia de validare din partea colegilor tăi de trupă, informații, de... În partea tuturor. Nu. Da? Da, da. Nevoia de validare din partea tuturor. Păi, dar n-ai trecut peste asta? Tu mai ai de demonstrat? Tu crezi că mai ai de demonstrat ceva? Tot timpul ai demonstrat. Am trecut, în schimb, ceea ce bine, am trecut peste chestia de comentarii negative și chestii nașpa. Alea, efectiv, nu mă mai ating absolut deloc. Nu știu ce, nu știu dacă e bine sau rău. În schimb, mai mi-au așa chestii bune. Dacă știu că a fost ok undeva, mai văd un comentariu, ce tare viu, așa, ok, să rămână. Da. Dar chestii că nașpa, pentru că nici nu, adică a trecut și atât de mult timp și fac de 18 ani stand-up, adică știu că sunt ok. Hai dacă, de capul meu. Dacă câți ani ai tu și ei? 22. Ești prost la 4 ani, aveai 4 ani. Exact, da. De-aia când mai vine așa o chestie de ești praf. Bă, știu că nu sunt praf. Adică, dacă era mai la începutul carierei, poate da. Dar când s-a dispărut asta? Bă, nu știu, cred că cu vreo 4-5 ani, cam așa, nu mai... După 15 ani s-a trecut asta? Da. Că mai avea, plus că dacă faci o chestie nouă, de exemplu, am mai avut așa o zonă la show de seară, când am făcut show de seară. Da. Ieșind cumva din zona mea, făcând o chestie nouă, nu eram nesigur, încă doar mi se pare că nu a fost cum putea sau cum aveam eu în cap. Și da, acolo o chestie, bă, da, ești praf, nu e pentru tine. Ah, fucking shit, mă lua, știi? A, da? Dar așa, dacă îmi zici de stand-up că sunt praf, bă, nu, că știu că nu sunt praf. Dar tu simțeai că e pentru tine? Că asta e foarte important. Da, cumva o simțeam și am avut mereu chestia așa în cap meu. Bă, n-am, nu știu din ce motiv, n-am fost cum știam că puteam să fiu. Aia a fost singura chestie care mi-a rămas. Din ce cauză? Bă, dracu, știi, efectiv, n-am și avut ghidă. Să uitau oamenii la emisiune? Bă, da, în mod ciudat avea rating, chiar și pentru... Bă, da, pentru Comedy Central și pentru cum, o percepeam, chiar făcea audiență, adică era cam, făcea dublu media postului, care nu era mare, dar era ok, adică era... Da, cred că pentru ei a fost bine. Da. Păi și de ce te-a dat afară? Oh. Nu. Nu știu. Adică putem spune că nu sunt străini. Nu, eu am glumit, te-o dat afară. Ai plecat tu. E, oricum, noi voiam să plecăm, că acolo nu aveam unde să ne ducem mai sus și așa mai departe. Dar s-a întâmplat, emisiunea asta a fost făcută în primul rând că a fost un băiat foarte șmecher la Comedy Central, Zoltan Cabai, cam așa, da. Și lui am trimis, că noi făcuserăm un pilot, i-am trimis lui pilotul. Deci la voi au pornit. Da, și i-a plăcut lui. Cumva, for some reason, i-a plăcut lui, mai ales că nici nu se justificau investițiile în Comedy Central România, pentru că mergea foarte bine. Și de obicei investițiile se fac când nu merge. Da. Și a vrut el. E, și cumva, când deși noi
cam încheiasem, bă, gata, Comedy Central, s-a întâmplat ca în vara aia să plece și el de la Comedy Central și a plecat și emisiunea, da, pentru că el a fost emisiunea, el era pe Comedy Central Europa, cumva. Și cumva când a plecat, mi-a plăcut a plecat când am fost acolo. Bă, da, a fost, era drăguț, adică eu am rămas cu continuu, da, și mai ales grupul și toată chestia. Eu sunt foarte de height așa și mi-a plăcut foarte deci, mult. Deci, iată, prima mea poză în telefon. Ia. Yeah. Zău? Deci vezi, da? Asta e prima. Așa. Da, ce tare, ce mișto. Bă, prima, nu știu cum. Da, că de fiecare drăguț dată când tot ca zic, pa, prima. Ia uite-l un video. Da. Deci e făcută pe data de 30 octombrie 2018. Pe 2018, mamă. La ora 21:02. Da, da, pare aproape. Dar pare, din cap meu, e din altă viață toată experiența aia. Dar nu înțeleg de ce ești tu primul aici. Pentru că ești cel mai tare. Deci tu de acu 3 ani, bă, ai început să nu mai bagi astea în seamă? Cam așa, adică a început pentru că, na, ajungi la un moment în care dai seama, bă, na, nu mai, e pierdere de timp și chestia asta este... Știu că na, nu e bine nici să trăiești așa rupt cu totul, dar fiind știind, nu știu, adică mă gândesc dacă e să fie ceva nașpa, am zic cu oamenii din jurul meu apropiați. Știi că e chestia aia, că nu... Păi da, tu ai și apropiați sănătoși la cap. Da, și... Care își permit, sau li permit să zic așa, pentru că eu știu o grămadă de oameni care... Că nu zic. Nu, care au în jurul lor și-au format bula lor de oameni care nu își permit să-i critici, da, să știi cumva ai țin așa cea mai aici periculoasă chestie. Da, știu. Da, cumva aici a fost noroc. Și mai e și proverbul la mine, care e foarte bun. Să nu accepti o critică de la cineva de la care n-ai acceptat un sfat. Și atunci... Bun, da, așa e. Da, de fix ce să îmi bag capul dacă îmi zice un prieten sau cineva care e ok în jur, mă vezi că nu știu ce, te-ai lăsat pe tânjeală, e cam nașpa, mai scrie sau aia, nu prea. Da, mă, nu știu, dacă nu erai bun, așa, nu duceai 18 ani. Da, da, adică... așa mă gândesc și eu, da, da. Dacă, eu, ok, tu când ai început să faci asta, tu aveai habar? Nu, nimeni nu avea habar atunci. Deci cum ați învățat? Făcând? Bă, da, a fost, am avut încă o dată, am avut noroc mare de grupul ăsta, mă, cu Teo și Costel. A fost mare, mare noroc. Bun, la început era și Bordea și Bobonete și... Crezi că dacă nu era grupul ăsta, nu... Bă, e greu de zis. Deci sunteți grup, mă rog, prieteneala. Da. Sunteți foarte diferiți unul de altul și e foarte greu să-ți păstrezi identitatea ta și felul de a livra content original, pentru că fiind dar împreună... Dar nu crezi că tocmai din motivul ăsta am rămas, pentru că suntem diferiți și că dacă eram... Da, e posibil da, să fie da, și... Da, e greu. Da, este greu. E greu, că de multe ori când stai foarte mult unul cu altul, da. Fără să vrei ei, ba vorbe, ba, nu știu, reacții, da, chestii, mimici și așa mai departe. Da, nu știu, am avut noroc și pe asta cu banii, că niciodată nu am avut nicio discuție de la bani sau nu v-a certat niciodată. Niciodată? Bă, de jur, nici măcar n-a fost vreo tensiune, să zicem așa, sau să fie în capul cuiva, bă, poate ăla, nu știu, niciodată. Deci ăsta e, cred că, cea mai mare noroc. Cea mai mare noroc, faptul că n-am avut nicio discuție la bani. Că noi eu m-am mai certat prin ce grupuri am fost așa, dar nu m-am certat la mod, am avut cârcote. Știu, da, au fost, da. Da, știi, da, dar nu, de la bani sau de la astea, nu, niciodată. Nu, aici am avut noroc. Deci voi când v-ați apucat, dar cum, când ai zis tu, gata, bă, asta trebuie să fac? Bă, odată ce am văzut, e o chestie, bă, nu știu. Ai văzut că faci bani sau că funcționează? Nu, că n-am făcut bani, nu, am văzut prima dată făcându-se și a fost, bă, da, asta este, nu știu, deci, eu după ce am văzut prima dată, am avut sentimentul, eu sunt mai bun de atât, văzându-i pe așa ei. Și în următoarea săptămână, bă, deci de asta dacă e ceva să mă ducă spre zona aia destin Sloboz la ta. Așa? E faptul că după ce am văzut chestia aia, bă, parcă s-a deschis un canal, așa, deci în săptămâna următoare, cred că am scris materialul pe următorul an. Scriam în continuu, îmi conveneau idei și idei și idei și scriam, toată săptămâna m-am scris. Și m-am zis, a fost ok, da, de aia zic că... Dar care a fost materialul pe care l-ai văzut tu, care ți-o dat? Păi, nu, cine n-a fost. Era Costel atunci, Teo, era praf atunci. toți erau praf, jur, și Bobo. Și păi era... nu, e praf în comparație cu ce e acum. Da, mă, normal. Că atunci n-aveai termen de... Da, n-aveai termen de comparație, da. Știu, Costel avea o glumă, o observație, când era glumă, drăguț. Observație mișto, că zicea acum se anunță la radio Radare, unde sunt, să anunțe și babele care trec greu strada, să zic. Asta a fost apogeul la show-ul ăla.
Și eu văzând asta am fost, bă, dar eu pot mai bine de atât. De cine? Costel odată asta? Da, Costel a dat. Și după aia, ți-a zis, mi-a venit o grămadă de idei. Hei, unde te duci, nebunule? Așa, gata. Gata. Deci eu pe Costel îl știu, din Bacău. Păi știu. Bă, care-i faza cu Bacău? De ce dă Bacău oamenii așa cool? Nu că-ți fac un compliment. Păi nu, dar știu că nu era vorba cool de mine. Oameni din Bacău? După părerea mea, cel mai cool om din România ever e Grasu. Da. Și după aceea... Deci voi, Grasu e la... Da. Voi. Deci Maximilian, tu, te pun și pe tine. Și Costel, nu știu, e o chestie cool în Bacău. Care-i... Nu, dar e greu n-a de privit așa, dar mi se pare mereu, nu știu, era cuibol așa mișto, de la Zebra, zebra ci, da, de la Zebra. Păi Costel era prieten cu Grișu. Da, așa, cu Grișu, da. Cu Grișu, da. Da. Și eu lucram la Grișu acolo și așa l-am cunoscut. Sau bine, el nu știu dacă mă mai știe de când, că eu eram... Te știe, te știe. Nu eram mic. Da, nu te știe, te știe. Da, nu știu dacă mă știe de acolo. De acolo. Acum știu că mă știe. Da, mă, nu, de atunci, știu că vorbeam cu Costel la un dat, te știi de atunci. Da, da. Și el era mic, cred că înainte să mute la facultate, era cu fata aia, cu... Suzi? Cu Suzi. Da, da, da. Așa. Și avea mereu câte un carnețel, mă. Și își nota toate dumele astea de le mai dădeau ăștia mai în vârstă. Zău? Da. Deci în ce an asta? Adică așa... Stai așa. Așa țin eu minte. În ce an asta? Ei, nu știu, 2001, 2. Deci până înainte să vină la stand-up, tam, tam, tam. Da, sau nu știu dacă făcea atunci stand-up. Nu, nu făcea, eu am început să fac în 2004. 2004. Noi am venit amândoi odată, în 2004. 2, 3, pa, pe acolo. Nu mai știu exact. Oh my God, ce tare! A? Da, da. Și era, nu mai știu cum îl cheamă pe prietenul al nostru, prietenul lui Grișu, de fapt, care era polițist și ăla era, mai avea haz mare. Mare haz. Era, cred că era la Mascați. Da? Da, la trupele speciale. Ce mișto. Dar era super blând, super, dar era foarte haios. Și așa l-am cunoscut eu pe Costel. Dar mă rog, nu eram, nu pot zic, eram tovarăș. Eram, știam prin prisma... Dar e, mă, nu știu, e ceva în zona aia și nu știu, toată... Nu, mă, mie mi se pare că toți ăștia de-ai zis tu așa au treaba asta, sunt foarte dintr-o bucată așa. Bă, da, mă, știi? Da, sunt foarte că, sinceri. Da, cred că de acolo pleacă tot. Și oricum, tot ce înseamnă și zona aia și mai sus, Iași, Vaslui, adică am foarte mulți prieteni de acolo și, nu știu, chestia asta, mai pe față așa, adică mai uman. Mai uman, da, mai sinceri într-un fel, da, adică nu știu, da, nu știu chestia asta, adică nu încearcă să pară cumva ceea ce nu sunt. Că Grasul o pleca de mult din Bacău. Da, chiar el e... El a plecat de mult, încă eu eram acolo. El mi-a zis mie, Grasul mi-a zis mie, dacă vrei să faci ceva cu muzica, trebuie să vii la București. Da. Și... Dar stai, adică la modul mai devreme de 2000, nu? Cam pe acolo, cred că da. Nu mai știu exact când, dar știu că eu m-am mutat aici în 2000. 7 în București și eu vorbisem cu el cam cu vreo 2 ani înainte. Mm-hmm. După Maria Ioana, mă, el în 2005, că mi se pare că o da Maria Ioana. Da. Și era peste, mă rog, s-o scăpa pe ODC. Da. Bă, da. Și este, doamne, uitam din când în când mai pun aia cu, bă, ce aveau la Ocapi mâncați aia și, bă. Ai sus, mă, Ocapi, dacă vrei să treci pe la ei, vrei? Mă, aici a fost. Trebuie să tăiem asta. Shelly, s-o scos pe asta. Vă rog, eu frumos. N-ai mai treacă că-s mare fan. Să lucrează. Bă, dar fii atent. Bă, dar ce are, bă, de tot moare mie. Așa. Așa. Și trageți-l așa. A, gata, da. Sau așa. Da. Da. Da, dracu de prost. Vezi că ai și zis la început, uite că și-a tras singur microfonul și când colo pământ. Da, mă, foarte tare. Nu, mă, dar bagă băieți, într-una. Într-una lucrează. Foarte șmecher. Nu știu când o să li scoată, dar ei lucrează. Nu, o să da, sigur scoate și cool, cooleză, mă, da, fac. Păi ok, și tu cum te-ai cunoscut cu băieții ăștia doi? Cu Costel și cu Teo? Da. Păi da, erau la stand-up. Eu când am, deci, păi și tu cu ce căutai acolo? Păi nu, mă, eu am văzut, eu atunci... Erai spectator? Da, deci eu prima când am venit am fost cu prieteni, ne-am întâlnit la, jucam basket și am fost în Tei și apoi mi-a zis, nu știu, i-am zis că vreau eu să fac ceva gen un serial sau aveam ceva, un scenariu, o prostie, în fine. Și el mi-a zis, uite, că ai putea să vorbești cu niște băieți care fac oarecum comedie și sunt la Deco, fac stand-up. Hai să mergem la Deco. Ne-am dus la Deco și am fost cu el, Michi Frunzescu, salut. Și am fost. Și am văzut atunci, am văzut prima dată stand-up. Și după o săptămână am urcat și am... Păi cum ai urcat?
Cum mă rog? Era haiducii atunci, am mâncat. Deci mă uit acum la băieții ăștia mici care fac stand-up. Doamne, e oribil, dacă te apuci acum, trebuie să întâi la open mic, după aia să te vadă cineva, să fii bun, mai urși. Atunci, intrai sâmbătă la show mare, în mijlocul show-ului. Era momentul publicului. Deci, efectiv, ca în anii 90, când se făcea privatizare, așa era stand-up în 2004. Tu te-ai dus acolo, bună ziua, am un material. M-am dus la Bobo, da, am și eu de urcat, da, bineînțeles, la face la mijlocul show-ului, momentul publicului, te urci din public pe scenă și faci stand-up. Extraordinar. Jur, așa era atunci. Și a fost ok și așa am rămas. Deci atunci oricine voia să facă... Să... Dar pentru că acum pare așa, dar atunci era, bă, nu prea știa nimeni ce e. Era mie o... mi se pare că voi ați făcut treaba asta foarte mainstream, adică ați reușit să spargiți barierile astea de pub-uri și de nișă cumva. Da, da. Ați adus-o în mainstream. Păi da, cumva... Voi și cu Bobo. Dacă e să o luăm așa, aici a fost primul break, a fost cu Teo, clipul Cuvinte Vulgare... Ăla a fost, mi se pare că aia a fost cumva nașterea... Aia cu blenderul, cu da, alea? Cu blenderul, da. Da. Pentru că aia era cumva, se auzea prin București, se știa, mai știa oameni, dar da. Nu a fost... Da, da, atunci era foarte treabă, era foarte de vorbea lumea că, bă, sunt unii care înjură, care nu știu ce, care da, mi-i spărea da, ceva un... Da, și da. Aveți, bă, frate, da, că... Da, da, știu. Mi s-a părut un limbaj foarte normal și uzual. Bă, da, dar era cumva numai... Pentru că și la... înainte ce mai era Comedie Live sau, de exemplu, era Vacanță Mare, că erau considerați vulgari, de ei nu ziceau. Adică știi, era chestia nu de ziceau implicit. Cu puța și da, cu alea, Dracula, Dracula, ești, mâncați așa ochii. În zona aia așa da. De, știi, implicit. Și apoi, de adevărat, a fost și șocul ăsta. Și de aia zic că oamenii care zic că, bă, stand-up că e vulgar, păi nu mă deranjează, pentru cumva și chestia asta cu vulgaritatea că s-a propagat așa. A ajutat, bineînțeles. Și era, adică, căcat, nu știu, la început mai scăp, adică eu n-am probleme cu dacă folosești vulgaritate într-o glumă, dar e justificat. Numai că problema e că zice, am fost la piață în pula mea și acolo... A, nu, n-are. Da, da, n-are da, da, adică să n-arunci vulgarități da, da, doar exact. Cumva gratuit. Să... Gratuite, dar da. În rest, faptul că a fost perceput vulgar și că asta a adus oameni și a rezistat și a demonstrat că nu era doar despre vulgaritate, demonstrează că a fost ok. Și zici că ăla a fost trigger-ul. Da, ăla a fost trigger-ul. Clar ăla a fost. Și apoi ulterior am mai avut așa momente în care s-a mai... Și atunci viralitatea s-a făcut gen... Nu erau, era gen... Era YouTube? Da, era pe YouTube, era pe YouTube. Dar nu era acum, e acum, adică nu era... Nu, a fost pe YouTube, a fost viral și da, se dădea așa, nu prea mai țin minte exact cum se șeruia, dar cam așa a pornit cu ăla, cu... A, uite, vezi, asta e cuvinte tare vulgare, de știut. Ăla a fost și după aia, ai văzut că în mainstream a ajuns prin Ai Umor, aia a făcut diferența, Ai Umorul. Zici tu? Da, da, da. Da. Acolo bă, eu cred că stand-up-ul era celebru, treaba de stand-up și era la modă și era ceva ce oamenii își doreau înainte de Ai Umor. Era, da, da. Adică nu mai era din nișă, pentru că până la Ai Umor, bă, se făceau show-uri de stand-up mari. Da, nu erau show-uri mari, absolut. Asta spun. Doar că, te vezi greu aici că... Prin Ai Umor, probabil că a ajuns și la Țața Ileana. Da, s-a dus la modul... S-a dus la toată lumea. Pus, adică ce era o chestie înainte de... Mamă, niște băieți Caterinca și mergem și așa. Asta va trecut stand-up-ul mai în zona de vedete consacrate sau la modul... Îți dă, a, ești vedet acum. Da, îți dă o credibilitate și, până la urmă, televizorul cam asta îți face. Îți dă o credibilitate la modul ca... importanță, să zic. Și automat, bă, se schimbă. Adică gândește să vorbești, dacă vezi un muzician da. Și te duci într-un pub și ți-e pare că, mamă, e genial omul ăsta, incredibil. Și după aia ai chestia nu, de vezi nicăieri? Vorbi cu el, nu, mamă, sau foarte tare, e genial să mă apără. E, dacă vezi același om într-un venue de 20.000 de oameni, normal că îl judeci și prin prisma aia, da. 20.000 de oameni și la modul o, domnul, nu? Okay. Bă, da. Până la urmă, așa lucrează omul, dar, na, îți dă un anumit statut, o anumită importanță. Nu e neapărat acum sunteți la antenă, nu? Da, da, da. Suntem la antenă! zi-mă, că eu nu știu nimic. A fost faza cu, că trebuia să intre emisiunea pe 16 februarie. Ce? Și s-a amânat. De ce? Da. Bă, e complicat. Nu știu, eu mă jur, întreagă, nu știu nimic. Da, a fost o întreagă, da, dramă, să zic așa. Nu, că trebuia, s-au hotărât, cum am venit în ultimul moment, să o amâne, că e mai bine pentru
rating și pentru ce se întâmplă în TV în vremurile astea. Ceea ce cred că a fost ok și cu războiul ăsta a fost, da, nu știu. Da, e, am înțeles, s-a întâmplat, n-a fost tocmai ok comunicată, dar am și, înțeles. Păi și acolo ce se întâmplă? Vin oameni stand-up-uri noi la început sau oameni? Și oameni care au experiență, nu vin doar stand-up-uri. Așa noi. Și? Și acolo e un fel de vocea comediei, vocea României comediei. Adică vin într-o echipă și lucrez cu oamenii ăia și încerc să, da, și pe sistem. Și voi sunteți antrenori? Da, da, exact. Și mișto, da, a fost, da, a fost drăguț. Și au fost oameni foarte buni, au venit și mulți oameni din alte țări. Și ar fi mișto, adică dacă ar fi să se mai facă emisiunea Doamne ajută, ar fi tare că ar fi un hub drăguț de comedie, da, în Europa, da, de fapt, adică vii și da, și acolo e, și mai ales că știind că sunt și comedianți oarecum consacrați cu experiența așa, adică nu. Da. Bă, ce tare e asta. Da, adică păi ar avea, și, s-a filmat tot, nu? S-a filmat tot. Și cine a câștigat? S-a montat. Păi nu, că se votează. Votează publicul la finală, ca la umor. Ah, ca la da, umor. Da, da, votează publicul în final. Și de asta, nu știm, sunt, o să fie foarte, și eu sunt curios, pentru că niște oameni foarte buni. Deci, Dobrotă, Alexandru Dobrotă foarte bun. Mirică extraordinară în echipă la mine, te pup, Mirică. Nu te da. Mai da spoiler, poate n-ai voie. Nu, am zis că sunt foarte bun. Nu am zis că, păi în echipă la mine. Păi, da, a, cred că nu trebuie. În fine, nu e așa grav. Oricum nu-ți mai dă emisiunea. Și el îi tai. Tăiatus. Da. Nu, auzi, da, ai avut vreodată, că eu tot... Așa. Acum îi văd că e la modă treaba asta de politically correct, orice zici, se poate interpreta oricum și ați avut vreo dudă din asta foarte serioasă, foarte... Nu, în România nu. N-ai niciun stres. Nu, nu vă doar... da nimeni judecată, nu, vă, nu v-ați luat hate pe niște... Nu, aia e doar de America și nu, România nu are ce... O, niște... vezi că se întâmplă și în România niște... Se întâmplă, am auzit dar... acum, cred că e mai vechi treaba. Așa. La... cum se cheamă aia de să maschează? Masked Singer? Nu, Te cunosc de undeva. Așa, Te cunosc. Așa, că aveam la așa. La Te cunosc de undeva, la un moment dat s-o vopsi Pepe. Tot trebuie să facă o... Blackface. Blackface. Așa. Și am înțeles că au fost probleme, au fost dat în judecată, antena sau ceva, nu știu, ceva. Sunt fost mari iureș. Dar Pepe nu e... Nu, eu credeam că... Exact. Nu? Așa. Oh, Lușirii, trebuie să stai o grămadă. Extraordinar. Așa. Și am înțeles că au probleme. Am înțeles. Pentru că în anii 80, nu știu ce show-uri din astea, oamenii de culoare erau... Da, batjocoriți prin, cu treaba asta. Da. Păi, bă, da, ok, pot înțelege. Dar noi, nu știu, noi în anii 80 nu aveam televizoare, ești nebun la cap, exact, ne uitam. Exact, adică noi, exact. Știi, cultura noastră nu are treabă cu aia și mi se pare că se pun la zid niște chestii din astea care, na, și te-am întrebat că la voi e foarte fină treaba, linia. Da, este fină, pe de altă parte, ți-am zis, nu, bă, nu prea are cine, cum, să, adică, da, să pot enerva oameni. Să pot scoate oamenii. Din context. Da, scot din context. Eu dacă zic o glumă, așa, pe care o ziceți voi, nu știu, care poate avea o treabă din asta, de rasism, de violență domestică, de nu știu, ceva, care se poate interpreta în vreun fel, eu dacă zic gluma aia, mă omoară oamenii cu pietre pe stradă. Da. Știi? Da, da, uite, aici mai scap puțin pentru că, na, făcând comedie, dar și la comedie, adică ce puțin în America a început să strângă, nu prea poți să mai faci glume despre orice. Pe de altă parte, bă, mie serios? Mi se pare... Da, da, a, clar, nu mai e. Dar tot timpul se decalează, de exemplu, și de asta nu prea, mi se pare aiurea că să plângă anumiți comedianți în America că nu poate să mai zică nu știu ce. Da. Cu rasismul și cu astea, nu? Da, da. Însă, pe de altă parte, în anii 80, adică automat evoluează treaba. De exemplu, în anii 80 se vorbea cu, în show-uri de comedie cu faggot. Și zicea Eddie Murphy și era râde nu știu ce. E, în anii 90-2000 nu s-a mai zis. Și nu mai zice nimeni. De-aia zic că tot timpul, adică îi se plâng că nu poate zică, dar pe de altă parte aplică chestia aia. Ok, nu mai zicem faggot. Că nu mai e ok. Și tot așa, se decalează, nu știu unde poate să ajungă. Păi mi se pare că o să ajungă plastic totul. Bă, pentru că cred că trebuie să... ține așa niște din astea, bă, aia n-ai voie, aia nu-i bine, aia se poate interpreta nu știu cum. Mie mi se pare ok, adică mi se pare că una, ok, tu ai dreptul să zici
orice, după părerea mea, dar sunt repercursiuni. Adică tu trebuie să înveți, mi se pare... Da. Nu, eu sunt, și eu, să, da, cum și o, eu sunt da. De acord. Da, da. Că dacă anumite, nu știu, cuvinte sau anumite denumiri ale exact. Unor minorități sau ale unor lucruri sau așa pot deranja pe unii, da, pot înțelege. Bă, exact, încerc exact. Să nu mai știi, dar da, s-a făcut da, da. Din treaba asta că am tot văzut. O mai zis unul ceva, o mai așa, s-a interpretat deodată. A, păi stai, gata, trebuie să mori. Da, 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 știu. Tu trebuie să mori. Și da, mi se pare da, da. Că, bă, stai un pic, că nu-i... Bă, da, plus că ce mai nașpa chestie, da, ce mai nașpa chestie, mi se pare că nu există cumva o pedeapsă, adică la modul, nu zic o pedeapsă, ok, că e foarte mult cu cancel culture, nu? Da. Adică tu ai făcut o greșeală. Te-am prins că ai zis the N-word în locul exact, cazului da. Joe Rogan. Da. Gata, trebuie închis. Trebuie șters. Trebuie gata. Băi, nu e chiar așa. Ok, am făcut o greșeală atunci, dar nu poți să îmi dai cancel cu totul da, da, că, da, am făcut, da. Că am făcut o greșeală acum nu știu câți ani când nu prea era luată din context cum ar veni. Păi am văzut o treabă din asta acum după Super Bowl. Uh-huh. Ăsta care a luat MVP-ul. Așa. Ei după se duc pe o scenă în oraș la ei sau acolo și se distrează cu oamenii cu la. Și l-am dat s-a urcat o femeie pe scenă să-i facă pozul ăsta, el era cu nevasa mort de beat, mort niște mii de oameni în fața acolo, s-a urcat o fată pe scenă să-i facă poze și când a făcut poza o căzut aia de pe scenă și-o rupt coloana și-o ceva. El, aia când a căzut, el fiind foarte mort foarte așa, s-a întors imediat cu spatele și-o plecat și-o zis lui nevasa, eu zic ceva. Eu zic, bă, vezi cu aia, că eu nu cad după ea, probabil, dacă mă plec. Ei, și n-ai înțeles. Jihadul după. S-o luat de, domne, cum s-i întorci spatele femeii, că s-o accidentat. Și răzi, bă, îmi cer scuzi, eram foarte beat, nu eram în stare să fac treaba asta, dar i-am spus nevestii mei, bă, ocupă-te tu. Uite, drept dovadă, vreau, o să donez eu, o să am grijă de toată spitalizarea ei și așa. Ăștia de pe net au făcut o mișcare din asta și au strâns vreo $50,000 pentru femeia asta. El a zis, ok, plătesc eu tot, nu contează, s-o strâng și banii aia. Ăștia acum de pe net au căutat cine-i fata aia și au găsit acum vreo niște tweet-uri de ale ei de acum vreo 4 ani, femeia și-a închis contul acum, unde făcea niște afirmații rasiste. Oh my God. Și acum toți, vrem bani înapoi. Adică, excelent, bă, băiatul. Da, adică, bă, ok, stai un pic. O urât ce-a făcut aia cu 4 ani. Dar care e diferența dintre tine și ea de acum 4 ani? Dacă tu acum, băi, deși femeia pe moarte, mă rog, poate rămâne paralizată, da, dăm bani înapoi, că ai zis acum 4 ani. Da, adică mi se pare, băiatul ăsta probabil, nu știu dacă o să-și, cred că o să țin în continuare. Bă, ok, fă-te bine. Eu n-am avut nicio vină, doar că era în fața mea, știi? Cumva, na. Știi? Și de asta zic, că mi se pare un pic... Bă, da, e complicat. Bă, pe de altă parte, au și avut o perioadă lungă bună vedetele. Da. A fost mult timp care nu li se întâmpla nimic. Păi, dar nu da. Făceau numai sex și droguri. Hai, mă, lași. Să mai și răspund. Nu, mă, cred că e... Da, până da, la urmă, da. Că, da. Na, toată lumea știe că să fii vedetă este extraordinar. Este cel mai mișto lucru din lume. Da? Da, clar. Deci întotdeauna celebritatea bate banii, să zic așa. Întotdeauna. Da? Absolut. Ce, tu nu crezi? Nu. Ai căcat. Că celebritatea bate? Nu. Întotdeauna celebritatea bate. Eu mi-aș dori. Așa. Cum e pentru mine ideal. Deci eu știu că așa. Nu se poate. Să am parte de privacy. Așa. Dar în același timp să mă urmărească lumea. Adică să pot să am succes. Dar să am privacy. Exemplu cel mai bun, Carlos Dreams. Adică îmi place să fiu celebru, adică e benefic, cu cât ești mai celebru, cu atât mesajul tău ajunge la mai multă lume, asta e clar, că eu pentru asta mă bucur, dar în același timp vreau să, știi, să nu mă trezesc cu oameni în casă, cum am mai pățit. Zău? Oh, Jesus, da. Fuck. Ok, atunci, dar nu. Știi, la modul, adică, da. Carlos e perfect. E perfect. Da. El e celebru când e cu aia, cu vopseaua pe față. Când se spală, gata, e om normal. Mi se pare extraordinar. Zici tu? Mi se pare extraordinar. Bă, da. Nu știu ce să zic. Ba da. Păi... Ba da, ești nebun. Adică e mișto da, să fii celebru, înțeleg. Dar în același timp, totuși să nu-ți pierzi normalitatea, să nu pierzi contactul cu... Păi ăla aia e șmecheria. Păi să, da. Să fii celebru, dar să rămâi... Plus acum ai observat că ești foarte la modă modestia la celebrități, ceea ce pe mine mă cam deranjează câteodată. Mie îmi plăceau în 90 când erau celebritățile cum ar fi normal. Erau aroganți, aveau probleme. Așa se face eu nu Oasis.
Acum toată lumea e normală și modestă. Păi stai un pic, acum celebritățile, stai puțin. Eu de-aia am tras ca să fiu modest. Vreau de asta am muncit atât. De asta am muncit ca să fiu normal. Da, mă, stai puțin. Doar că de când zici tu, când oamenii nu erau modești, da, este că era foarte greu să ajungi în poziția lor. A, acum zici că... Și iar valoarea s-a mai diluat un pic. Adică acum ajung celebri, oameni nu neapărat atât de valoroși sau atât de speciali. Dar nu crezi că s-a tăiat cumva, că procentul rămâne același, dar s-a tăiat de middleman? De exemplu, înainte, da, ca să erai celebru, și oarecum dacă decidea un șef de la Universal, un șef de la Cat Music, că era pe aici Cat Music, și acum a cam dispărut acel middleman și e direct, nu prin social media și platforme astea, ajungi direct tu la om? Da, păi, și faptul că ajungi tu direct la om, că au ajuns din ce în ce mai mulți oameni la oameni, s-au făcut treaba asta. Bă, nu mai e așa. Adică stai un pic, celebritatea de fapt nu e chiar așa. Nu, că pe vremea aia când te uitai la băieți de ăștia mari, aveai impresia că ăia levitează. Da. Că nu sunt oameni, că sunt de pe altă planetă și că... Păi și nu era mișto asta? Era mișto că era magia aia în jurul lor. Doar că acum odată cu social media, nu mai e. Eu mi-am făcut Instagram doar pentru motivul că avea Snoop Dogg cont. Și posta din casă. Da. Eu că mi-am făcut Instagram, din România avea doar Antonia. Eu nu puteam să urmăresc pe nimeni. Și mi-am făcut că citisem undeva că Snoop Dogg a postat nu știu ce video, nu știu ce poză acolo și eram... Ei, aș plus că nu erau story-uri, nu erau video-uri, era doar poze. Zic, mamă. Și era chiar el, adică, știi? Din intimitate. Da. Știi? Adică vine și cu un plus, dar vine și să duci și din... Acum mergi pe stradă, tu ești, bă, ce fac, bă, cu aia? Da. Îți dă cumva... șopală după cap, care are impresia că am pățit că acum eu. Suntem, da. Are impresia că e tovarășul tău. Bă, da, uite, aici eu am avut noroc oarecum din chestia, nu știu, și felul în care m-am prezentat, zic așa, încât am oamenii care mă plac sunt efectiv la modul de a, hei, salut, Vio, hei, salut. Adică nu e, niciodată n-a fost cineva over... N-au atașament de ăsta? Nu au atașament și niciun entitlement, să zic așa, adică niciodată nu m-a agasat cineva la modul, mamă, Vio, bă, ești foarte mâncați aici. Nu, a fost la modul... Și îmi place, uite, mi s-a părut cea mai tare fază, eram la un restaurant și a venit omul să ia comanda și așa, ce vrei tu? Și tu, Vio, ce vrei să te aduc? Adică a fost așa la mod, oh, mai merg, gata. Asta, da. Da, adică da, așa era la modul... un restaurant ok. Da, era un restaurant ok, da. Așa mai pățit și eu, nu? La mine se întâmplă treaba asta pentru că oamenii, prin prisma la Asia, au dezvoltat un atașament emoțional. Că, nu știu, ce am făcut noi pe acolo sau așa, s-au regăsit în noi și le-am creat niște stări în niște momente mai nasoale sau ceva, nu știu. Că prin muzică e foarte greu să faci asta. Da. Îți trebuie mulți ani ca oamenii să fie atașați. Și eu când am ieșit din pandemie, a fost ceva, Doamne ferește. Doamne ferește, adică nu. Adică n-am ieșit din casă. De asta zic. Dar te-au agasat oamenii, ai avut? Da, pe de altă parte, adică treci foarte natural așa, nu te duci în zona păi de... Păi din cauza asta. Că zici... Că treci natural, eu n-am avut niciodată o imagine asta sau n-am apărut cu o imagine de asta, gen cum e Smiley. Smiley prin prisma că-i jurat, că-i la România au talent, că-i de atâția ani, vine cu trupul mare, cântă, cumva e mai intangibil așa și prezintă, cum zic eu, cum se zice aia, mă, intimidează omul. Da. Înțelegi? Adică când ești în preajma lui, omul se intimidează. Cum ai zis tu, că îl vezi pe ăla la 20.000 sau îl vezi pe unul într-un bar. Exact, e și la el. Da. Și la el cumva lumea nu prea... Sau nu știu, nu-i... La mine e... A, ce fa, băi! Bă, vin mă cu aia, ia zi mă, cum a fost cu aia? Că ei, da? Ei, da? Și eram, bă, du-te în castelul, mă, adică nu mă știi, știi? Păi de asta zic că trebuie o leacă de aroganță. De-aia trebuie păi să... Păi nu, că eu oricum îs cu fața dreaptă. Adică eu când sunt... Că devin și anxios. Da. Și când sunt mulți oameni sau așa... Ce tare. Mă, că ăsta e scutul. Da. Și oare cu Ștefania nu ai treabă. Aaaa, e flower power. Zic, da, eu pic, am 15 ani. Ideal este să pari cât se poate de arogant
și apoi când te cunosc, să fie oamenii, bă, să știi că nu e așa arogant. Pentru că invers e nașpa. Tu să par de treabă și, să și apoi arogant, când da. Te cunosc, bă, dar parcă nu e așa de treabă. Da, 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 da. Parcă nu e așa. Da, nu, deci, eu n-am treabă. Eu doar că-i fața, fața dreaptă. Da, da, sau dacă mănânc sau alea, mă strâm. Nu mai e fața, mă strâm la față. Când mănânc, nu faci tu. Păi da, mănânc acum. Hai, măi, lasă, să facem o poză. Da, deci da. Să las cartoful exact. Acum și să fac eventual și cu ceva exact, printre dinți. Da, da, mă, da. Câte-i? Da. Nu. Știu. Da, zic, mă, aroganța, bă, dacă ar fi ca pe vremuri. Că acum, vezi, păi nu, nici dar, nu mai și știi de la, scuze-mă, știi de la ce mai ești cu aroganța asta? Mm. Pentru că tu în orice încăperi unde intri sau eu, așa, sunt șanse foarte mari ca cineva să aibă mai mulți bani ca tine, să trăiască mai bine decât trăiești tu. Păi, când păi în... da, asta am zis, că nu are legătură cu banii. Păi stai puțin, nu. Ăia de afară, care ziceai tu de mult, de acum 30 de ani, artiști și așa, ăia oriunde intrau erau Dumnezeu, să pogora Sfântul Duh, când intrau undeva. Așa. Acum, nu mai e așa. Ce, sau cel puțin la noi, nu poți compari ce la noi, dar inclusiv afară. Dă-mi mai un ales, exemplu. Hai să luăm așa, pe un exemplu. Dacă intră Chris Rock. Așa, Chris Rock, ok. Undeva, da. Da, eu cred că există. Nu știu, undeva unde vine lumea bună. Așa. Eu cred că există cineva care mai miez ca el. Nu, nu, care trăiește mai bine, care ce are mai mulți bani. Păi asta zic, asta vorbeam de celebritate versus bani. Pentru că dacă tu nu ești cunoscut ca fiind bogat, da. Banii tăi nu înseamnă nimic. Așa este, da. Deci dacă noi suntem într-o cameră și e unul care are 2 miliarde de dolari, da. Dar normal că nu arată că nu e un țăran, și tu intri acolo, tu ești peste el. Din punct de vedere social, tu ești peste el. În fața cui? În fața grupului acolo. Dacă ăla nu e celebru că e bogat, tu ești acolo miezul. Da, dar în același timp, de obicei ăștia care sunt foarte bogați, așa. Nu prea oferă respect la valori din astea. Pentru că în ziua de azi sunt foarte mulți oameni bogați, așa. Cu multi sute de milioane, cripto, copii, cripto și așa, care să pinșe pe tine. În ce sens? În sens de respect și de apreciere. Ok. Adică, ok, nu, când intri într-un loc nu urmărești aprecierea oamenilor. Dar din punct de vedere al societății și ei știu asta. Da. Asta. Păi ei da, știu da, stai asta. Puțin. Și dacă intră și Tonciu într-un loc unde e un bogătaș, îi mai... Acum e în funcție da, de cum valorifici. Da, depinde și de ce ești. De ce ești cunoscut sau... dar asta este relativă. Pentru că unii oameni o apreciază pe fata asta. O apropi la televizor și așa. Și nu l-apreciază pe Chris Rock. Hai să zicem că o știu, nu că o apreciază. Că mai e și aia, că ești celebru, că ești cunoscut. Ești celebru, că ești celebru, da, celebru în ceva. Asta da. Zic, asta cu cele... Cu... Mamă, dar și tu ai pus-o pe Tonci cu Chris Rock? Nu, dar da. Da, zic așa, da, nu, zic o din asta, de apar... De apar, știi, am care înțeles, n-au niciun real nimic. Da, da. Deci, treaba asta e foarte relativă. Doar că acum să ajungi mult mai ușor, poți avea contact cu ce înseamnă lumea asta celebră, măcar prin prisma la social media și așa, iar atunci nu prea aveai și cumva pe ăia oricum nu-i vedeai. Adică îi vedeai unde? Doar la emisiuni sau pe scenă sau în turnei. Nu-i vedeai la coadă la lapte. Da. Acum... Corect. Da. Și de asta erau cumva mai și... Mai e coadă la lapte? Tu unde stai? la coadă la lapte. Înțelegi? Asta da. Deci da, înțeleg ce zici. Da. Deci planul cum e mai uite, bine? Uite, ți pare că Mayweather e modest? Nu, dar personajul lui sau ce face el așa e ok, pentru că el are în spate, are backup-ul, să zic așa, faptul că este cam ever. Cel mai bun. Dar vezi la că ce el a în realitate el. Nu e așa. Posibil. Dacă mă apucam să construiesc, să donez astea, nu venea nimeni la... Nu plătea mii pay-per-view-uri din nu știu câte sute de ani. Da. Știi? Are aroganța aia de om sărac care o mânca de pe jos și a ajuns. Da. Adică are o treabă de asta, dar nu-i ceea ce pozează. Da. Obraznic și figuri și de astea. Știi? Că el e un personaj care mie real mie nu-mi place. Da, sau da. Prin prisma la ce am văzut în public. Da, exagerează. Știi? Dar când l-am cunoscut și așa, am cunoscut. Ne-a invitat la o masă și am schimbat niște vorbi cu el și am vorbit și așa. Ce tare! Jesus fuck, Doamne, ce tare! Da, tare.
Mamă, și mi s-a părut tare atunci. Uite, bă, vezi că de fapt, da, la ei marketingul funcționează de când te, da, adică ei, da, da, când da, e ceva de un personaj, de construit un personaj și o direcție, păi ăla e de când se trezești până când se culc. Da, da, da. Adică da, ai, la ei nu există, a, stai că ieșim acum. Nu, ei intră în rolul... Păi da, asta pentru că ei sunt și, e și o altă mentalitate, sunt crescuți în direcția aia. Adică e și la ei, de exemplu, noi dacă eram în America cu celebritatea raportată la cum suntem în România, eram milionari. Pentru că e mult mai mare plaja să consumi mai multe entertainment, mai mulți oameni, mai mulți bani, normal. Da, e altceva. Și automat e și mai mare concurența, adică e... Da. Da, și de aia când ești dedicat și dacă vrei să faci chestia, ești tu trebuie să... Plus că la ei funcționează asta, la ei nu sunt, de fapt nici nu știu. La noi sunt blamați foarte mult oamenii. Așa. Care ies în față și arată treaba asta, care se îmbracă în firme, în branduri, în figuri, nu știu ce. Pentru că, că la noi majoritatea care fac treaba asta vor să pară mai bogați decât sunt. A, înțelegi? Înțeles. Iar la noi, da, la românii... Da, 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 da. Hai că nu, bă, dacă le zici, bă, stai un pic, nu, săptămâna trecută mi-a fost rău tare. Fratele meu, ești nebun. Știi? Pe când dacă ai ieșit numai cu figuri, cu de-alea, deși poate îți permis sau poate nu, sau da, așa, da, nu, da, la noi, nu, nu. Pe când afară, nu știu, când na, ne trăind acolo, nu pot să-mi dau seama de vocea poporului sau, știi, bă, oricum, top of mind-ul lor. Că doar pe coaste, adică noi practic judecăm ce se întâmplă pe coaste, că în centrul țării e aceeași chestie, e haos și nebunie ce e acolo. Cum e, na, nu, eu zic asta, la persoanele publice sau la artiști sau la comedian sau așa, bă, dacă îl vezi pe ăsta, cum îl cheamă, mititel? Kevin Hart. Kevin Hart. Într-un ceva, nu știu, un Hugo Boss, un ceva, da, nu știu, da, cum, da, ce Prada, morții, mă, o, din, da, asta ceva, cumva ești, a, ok. La noi, a, bă, te-ai ajuns, săracule. Bă, dar e ciudat, așa e ciudat că la ei am văzut că e, ce puțin la African Americans, la ei e un must. Tu trebuie să fii, adică povestea și Bill Burr, că povestea Patrice O'Neill, că a rămas chestia asta, faptul că au fost asupriți atât de mult timp și efectiv nu aveau, cum s-a întâmplat și în comunism. Compensezi pe partea cealaltă, când ai ocazia, rup tot. Da, da, da. Și la ei cam asta e un must, trebuie să ai tot timpul aia, dar și noi, curați, te îmbraci mișto, să ai firme, să ai lanț, să ai... adică e în cultură. Că ai văzut pe de altă parte, în afară de trapper și așa, nu știu, rapperii albi sau... Nu, nu se duc în zonă, nu zic Eminem, că Eminem e în altă lume, e ceva. Da, nu, eu în general am văzut ăștia care sunt foarte valoroși. Așa. Nu ies cu lucrurile, da, mă, astea. Nu, gen Jay-Z sau așa, Jay-Z nu mai are cât un ceas de niște milioane, dar în rest e un, da, tricou, sau negru, dacă și atât, are un, da, diamant ceva pe el, da, sau, da, ceva, da, da, așa, nu-l vezi, da, sau nu îl știi? Da, 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 adică, da, aia mi se pare, nu știu dacă la ei îs respectați băieții ăștia, păi sau personajele sunt... astea, dacă sunt foarte respectați de marea masă, pentru că la noi n-ar fi. Niciodată. Zici tu că n-ar fi? Niciodată. Hmm. Păi la noi cine să iasă? Zi-mi unul de la noi care să iasă. Asta mă gândeam. Așa, care să iasă cum? Să iasă așa, cu numai cu sute de mii pe el. Să nu-l înjuri lumea. Zici de celebri... Da, persoane publice, artiști, persoane artiști publice. Nu prea. Că nu prea au milioane de alea. Băi, e greu pentru că nu sunt atât de bogați. Adică, de exemplu, zim... Ai văzut că în România nu există net worth. Adică nu există... Nu există net worth, da, la artiști. Adică tu poți să cauți smiley net worth? Nu există. Dar, în schimb, dacă dai la Bill Burr, un comedian, că, da, e foarte bun, dai la cât? 12 milioane sau nu știu ce. Da. Și de-aia, automat, nici nu vorbim de aceiași bani, cred. Nu, păi nu. Clar, păi nu vorbim asta, de aceiași bani. Adică, nu, clar nu vorbim, dar zic, mă gândeam, cine ar fi, cine ești tu ca fiind cel mai bogat la noi? Hai să ca așa. Artist? Ca artist. Artist, să zici că la modul, bă, da, e bogat, nu știu, în zona aia Ștefan Bănică sau... Delia? Delia, da, Delia... Cine ar mai fi? Se fă în bănică, da. Fuego, cred că are mulți bani. Bă, da, s-ar putea să aibă. Dar nu e Natis Bread and Butter, da. Ce tare ar fi, da. Cred că e foarte cătărică. Nu, mi-e real, da, mi-e, da, tare. Da, da, da. Uite, vezi că nu poți să zici acum. Adică știi că au bani, dar nu poți să-i treci la modul... Sau ăștia, cred că personajele astea mai vechi, de populare, de-alea, cred că cu banii ia mulți. Dar teoretic, în... da, pe de altă parte, uite, omul tău, Shelly, are, ai putea spune că... Ce?
care foarte mult, adică are peste mult de ăștia mai, cu, mai vechi, să zic așa, ca bani. Cred că are, da, nu știu, dacă are, nu știu, când, da. Adică îl cunosc, dar nu l-am întrebat niciodată de asta. Da. Cine? Uite, vezi că... Încă două... Cine ar mai avea bani la noi? Cine ar mai avea bani la noi? Da, nu, faza că la ăia de afară, eu cred și din ce am văzut, este că mulți, prin artiști, prin muzică, prin persoane, aspiră la ceva și, bă, mi-aș dori să ajung și eu așa și să nu mă interesezi, să fiu liber din orice punct de vedere. Pe când la noi, cumva ești, azi merge bine... Păi nu-ți mai ascult muzica, băi, ești nebun. Da, eu, uite-l ăla. Da, ai văzut, bă, că și-o luat ăla, nu știu ce mașină. Sau, nu știu, ceva. Eu am noroc, eu nici nu-s așa. Adică eu, banii, na, pentru mine. Da, dar îți dă câteodată, îți dă și, nu știu, băi, de atât de ciudată chestia asta. Dar eu mereu, că, bă, la orice discuție de-asta, când mă întâlnesc tovarăși, ajung la bani. Cred că e ceva care mă frământă pe mine în legătură cu, bă, dar, cu generația de acum. De sau cu parte, ce se lăsând asta, bă, practic sunt și valoarea ta. Adică nu i-ai furat. Și, adică banii pe care i-ai, cam aia îți dă oarecum și valoarea. Nu zic că banii înseamnă totul, dar dacă tu ai făcut banii într-o lume care se învârte în jurul banilor și orice faci trebuie să plătești cu bani, it's like your value. Adică nu e... Nu știu ce, oamenii sunt destul, dar au o relație foarte ciudată cu banii. Adică se apreciază, trebuie, e un must să ai bani, dar în același timp devin și sensibil așa la modul câteodată pentru o anumită sumă sau să nu te lau sau să... E o chestie foarte ciudată, că trebuie, adică trebuie neapărat să ai bani și mulți, dar cumva parcă să nu vedem că ai, dar trebuie. Da, mă, nu, ideea e să nu se vadă că ai, adică să nu n-o juca mai mult decât ai. Că de obicei... Da, ai altceva, da, corect. Mi-acolo mi se pare că e, știi? Da. Pentru că, ok, dacă ai făcut 100 de mii și ți-ai luat mașină de 80 de mii, asta tu nu înseamnă că tu ai, tu chiar valorezi, adică stilul tău de viață de a avea o mașină de asta, un S-Class. Un S-Class sau un X5. Asta nu înseamnă că ca să ai mașina aia trebuie să ai mulți bani. Da. Dar România nu. Asta zic. Avea Dan Frânculescu o glumă apropo de asta cu mașinile, că zicea... Nu știu, vrea să întreb pe un câștigător de la Umor, că ok, ce să faci cu cei 20 de mii și de ce benzinar? Ce faci cu banii și de ce benzinar? Exact așa e, ca român, prima chestie, ți-ai mașină. Dacă ai până în 40 de mii, dacă ai peste 40 de mii, poate ți-ai o garsonieră sau ceva, faci un credit. Bă, zici tu că cred că majoritatea omului, dacă vin așa, are mașină. Dacă și-au sumă din asta. Da, exact. Mamă, ce-am mâncat ca cu bani. Ia gata, nu. Bă, e important să fii ok ca om și să... Mai vrei apă? Ar mai merge. Shelly! Ai făcut basket? Mm-hmm. Unde? La Buzău. Ei, n-am făcut. Am jucat foarte mult. A fost viața mea la basket. Când îi băteau ăia de la Buzău? Păi... Era un antrenor. Stai cu? Unul mare. A, nu știu. Știu că ne-am avut un antrenor gen Phil Jackson, așa stai cu, dar a murit destul de repejor, până 2000 și ceva, dar a făcut istorie, a avut o generație la Junior 2 și a rupt toată România, foarte șmic. Junior 2? Păi Junior 2, dar asta nu, eu vorbesc Junior 2 însemnând pe vremea aia oameni 79-80. Da, erau... A, nu, era de generație cu fratele meu, fratele meu 81. Ok, de acolo. Okay. Da, nu, da. Dar era un antrenor la... Bă, cred că la Buzău era. Așa. Buzău, da. Așa. Un băiat foarte mare și gras. Și când mergea cu două mingi aici, două mingi aici. Și când intra la antrenament, da, și cred că juca fisul în echipă. Rău băiat. Stai, mă. Nu mai țin, dar știi, cred că știu despre cine vorbești. Și vezi că ne băteam cu Buzău. Da? Da, ne mai băteau, dar îi băteam și noi. Ce tare. Da, tare. Deci tu n-ai făcut la... Nu am făcut. Am făcut doar la modul liceu și în mare parte streetball, adică n-a fost... Am jucat și așa în liceu, am avut niște meciuri și cu Brăila, a fost apogeul meu. Nu, pe Brăila îi băteam rău. Și dar în rest, nu, am jucat așa, la curtea... Păi să facem un basket. Absolut, da, mi-ar plăcea. Unde stai tu? În ce zonă? Cosmopolis. A, nu stai departe de mine. Nu stau. Deci putem să... Eu am teren la mine. Zău? La mine acolo, da. Da, ce tare, da, mi-ar plăcea să vin să... Da. Și mai facem... Sau vorbim asta după. Că să mai...
Nu, că ieri trebuia să... Da, trebuia să ieri, dar n-am mai fost, că am avut niște filmări. Cu, la Dinamo, cu Doc, cu ăștia, să faci și pe acolo. Să joacă, da? Parcă mi-a zis Doc ceva. Mm-hmm. Da. Dar eu oricum fug de ăștia care joacă constant. Că nu, da, știi că ce nu, zici. În, da. Eu vara asta am început, când ne-au făcut teren acolo mai profi da, un pic. Da, da. Dar îmi fug de ei până mă antrenez un pic. Am pierdut ritmul. Da. Și n-aș parcă, da, tu, adică ești ok pe tot terenul, nu? N-ai da, ăla e your bread and butter. Da, da. Bă, mie nu-mi place la pe tot terenul. Nu-mi de place ce? Când joc cu oameni care că nu... trebuie să alegi mult. Odată că trebuie să alegi mult și a doua că e o altă dinamică. 5 la 5 și trebuie să te cunosc, ai un minim de o schemă, o chestie. 3 la 3 mi se pare mai normal de bătut mingea la basket. Da, da, intensitatea mea e mare, mă, la 3 la 3. Da, dar e mai, adică așa cam toată lumea cipin, adică trei oameni știi că joci, mai faci un blocaj, mai este la, așa da, la 5 la 5, dacă nu te cunoști foarte bine, te duci acolo, mai fugim până acolo, tragi unul de la 3, du-te-mi, vin până aici, îți tragi de la 3, ce stif în cării, cine te crezi, las-mă căca, și vin înapoi așa, supărat, în apărare. E diferit, e foarte diferit joc, dar ăștia joacă puternic acolo, adică joacă, îți fost jucători sau ceva? Nu, sunt decenți, decenți. Turbat. Okay. Știu, e și mai Supăr, mai fipt. Adică eu nu vreau să, că eu dacă mă iau cu Doc. Nicio, da. Am avut odată când m-am certat tare cu unii la basket, abia ce venisem și prima când jucam cu ei și jucau foarte dur, foarte dur. Și erau și mai în vârstă și adică mai în vârstă, așa, la modul zic, bă, dar unde a fost ambiția asta când erai tânăr și crezi că te iau vreunul acum în NBA? Joacă dracu încet, că noi da. Am venit aici să transpirăm. Dar nu poate să... erau fost jucători. Morților ce-ar fi fost. De obicei fost jucătorii să așa da, să învățați să joace. Se vede aia și când vrei să depășești și îți bagă un număr. De asta am venit, da. Adică, căcat, lasă-mă... Jucăm pe bani acum, în fine. Deci nu. Și dacă vrei, puteți să ne batem separat. Dacă e de așa, dar ori jucăm bani sau nu. Eu am niște turci la mine acolo. Așa. Care majoritatea sunt trecuți de 45-50. Uh-huh. Zău, sunt animale? Nu, că sunt mai un cam ca mine sau poate un pic mai mic, mai mici. Dar vezi că e un băiat, are 65 de ani. Păi râde de mine, ești nebun. Hai mă, se mai poate la vârsta aia să joci așa? Bă, tu știi cum aleargă? Ok, hai că n-aruncă. Da, să vede că o jucat așa. Bă, da, aleargă. Deci bate joc de mine. Adică eu eram, zic, bă, să moară. Dar înseamnă că mai e o șansă, mă, să fiu. Bă, uite, facem acolo, că ieși Stelea. Oh, nice. Joacă și el. Știu că și el juca, da, știu, am văzut. Am mai jucat cu Tinu, îl știi pe Tinu de la Timișoara, de la Epic. Nu. Și el o mai, okay. Așa. Nice. Bă, e și frate meu. Ce tare. Măi, și așa facem... Ce mișto! Da, și nu-s din ăștia așa. Da. Turba, păi Stelea-i turbat așa, un pic, da, mai lai, adică eu oricum mai tot timpul... Să te bucuri de joc, și dacă arunc de la 3 să nu te super că... Exact. Știi când aia că ai alergat mai degeaba. Mai fac un stai, te duci, mă, nebunul. Zi, mă, și acum ce faci? Să dă drumul la... La ce? La uși, nu? Gata. Bă, da, așa ar trebui să fie, dacă toate lucrurile sunt ok, că noi ne-am programat un turneu în mai. Asta, și, așa, da, că acolo vreau să ajung. Zi. Da. În mai avem în țară și apoi... Da. Nu știu ce pot să zic. Așa. Și da, sperăm să... Ne e dor de seama că e foarte mișto de mers așa în turneu și prin țară și... Ți dor de scenă sau de tot procesul până ajungi pe scenă? Mai mult, deci înainte de chestia asta, mai mult mi-e doar, făcând doar în 99, cumva repetându-se același cadru, ai impresia că intri într-o rutină. Chestie de într-o rutină, da. Și mi-e doar, adică să pară, știu că pentru mulți oameni sunt glume noi, dar mi-e doar să mă duc într-un oraș, nu știu că n-am mai fost de când am fost de vreo 2 ani, știu că totul e nou acolo și mai mult mă simt eu bine că mai zic, mult pentru tine. Da, mai mult pentru mine. Și oricum sunt, bă, ce puțin la Cluj și la Iași, ce să-ți fac, extraordinar. Și cam astea sunt, nu, și Constanța, mi-a acum să nu jignesc pe cineva, dar cred că pentru mine locul întâi e Iașiu, deci la Luceafărul. Și la concert e la fel, boss. Bă, da, mă, e nu ceva. Nu înțeleg, bă, da, vezi că sunt oamenii care zic din... Exact, da. Sincer, bă, cred, da, nu știu care e treaba, da. Da, extraordinar. Și la Luceafărul, cel mai bun e show, după aia mai e la Cluj, la...
la Casa de Cultura Studenților și acolo e nebunie, la Filarmonică, la Timișoara. Deși la Filarmonică, la Timișoara e foarte mișto și așa, bă, dar parcă apasă puțin Filarmonica aia. Locul. Că e, da, mă. Îți dă o anumită. E așa o chestie, că e Filarmonică, mai sunt instrumentele prin spate și... Da, da, da. Deci începeți toți trei sau... Toți trei, da, toți trei. Mergem în turneu, da. Acum știu că s-au plecat și Costel a fost, cred, la Timișoara, dar n-a făcut la Filarmonică, am făcut, nu știu, în altă parte și urmând ca noi mai să mergem cu toții. Dar voi când plecați așa prin turnei, cum? Așa. Că voi mai plecați și separat, da, cu da. Unul, cu altul. Da. Cine vă pune așa? Voi vreți, bă, mai vreau să merg cu tine. A, nu mă, nu, de obicei, de fapt, cum s-a făcut separat, zic așa, Costel și Teo fac singuri ei one man show, da. Și au oameni în deschidere 1-2. În funcție de pe cine vor ei. Da, pe cine vor ei. Și aleg doi oameni și merg, fac, nu știu, deschidere acolo și apoi fac Teo și Costel număr de oră. Eu nu fac așa, eu nu pot să vorbesc atât de mult. Continu o oră. Și nu fac. Eu de obicei dacă mai fac, mai combin cu ceva. Mai fac cu Nathan Ticu, m-am mai făcut așa, ture. Cu ce am făcut Cristi. Cam așa, cu Naticu, pe vremea mea făceam cu Sorin Pârcălap sau mai vedeam așa cu... Așa, da. Vă combinați amândoi. Da, da, că nu, mi se pare... Că eu eram curios, că tot am mai na, că îi urmăresc pe toți și vedeam când poți... Bă, dar cum pleacă ăștia așa? Adică în funcție de ce? Că fiind, nu știu, dacă sunt 2-3 oameni, da, da. Cum să aleg ăștia? Ori îți trimite o listă și aia, vreau pe... A, nu mă, nu. Se decide, vă zici tu, ok, hai că fac cu tine sau facem noi doi, mergem acolo sau nu știu, managerul sau uite, am nevoie să meargă doi oameni, nu, ea nu pot sau așa, uite, faceți voi doi la Constanța sau ceva genul ăsta. Și încă cineva. De ce nu mai faci, că tot ai zis de Costel, de ce nu așa. Mai faci aia în mașină? Acum am început să facem iar... Și da, o să am băi, eu mă uitam la toate, da, știu, era, bă, băiatul Legius, așa, parcă tu din altă viață. Mă, nu știu, a fost o chestie circumstanțială, de ce n-am mai făcut, chiar am vorbit cu Costel ultima oară, că nu e ca și cum ne-au rupt noi sau a fost, pur și simplu, s-a oprit la un moment dat. Și acum am început din nou, ne-am luat și niște băieți, au băgat acolo... Să, de fapt, mai am cred că de asta, băieții la Deo Max sau, nu știu, de odorizante de mașină. Da. Și am zis, ok, și acum am început din nou să tragem, să simte puțină rugină. Da. La început, da, 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 dar ați postat dar ceva? Nu sunt două episoade, sunt, da, eu sunt postate. Că mi se pare și ușor de făcut, bă. Da, da, era simplu. Ușor de făcut, da, adică n-ai vreo producție, stai, da, că trebuie să dai drumul simplu. La aia și bârpă. Bă, și gândește că multe le făceam la început, era doar, aveam eu un Samsung Galaxy S6 și cu camera frontală. O puneam invers hai să și dădeam drumul. Da, fiind în mașină s-auzea ok. Bă, dar au fost niște episoade, bă, băiatul. Bă, eu am râs la unele de m-am tăvălit, bă. Aia cu tristeți și cu, cu depresii. Cum eram? Cu satul. Cu satul, da, bă. Extraordinar. Și cu aia cu alu Costel. Toate alu Costel. Când vine extraterestri la sat. Da, da, da. Deci trebuie să intrați, vedeți, da, pe ce canal ai? Tu n-ai canal. Nu, n-am, eu n-am. Pe canalul lui Blue Costel. De ce nu faci canal? Ei, am tot zis. Sunt foarte lene și foarte prost. Da, n-am făcut multe chestii pe care trebuia să le fac. Din lene. Dar după aia, dacă deveneam arogant? A? Deci a fost mai bine. Ținut din partea toate astea ca să... Da, ca să nu-mi iau în cap. Și nici știu, poate sunt un om oribil în interior. Comediați pe drumuri, pe canalul lui Costel, nu? E da, sezonul... Acum cred că e sezonul 6-7, nu mai știu că. Deci au fost îi fac de mult treaba da, asta. Da, da, da. De și... când eram eu bătrân, dacă mai știi. Eu sunt mai tânăr acum. Da, e tinerit. Atunci eram, da, eu și cu ochelare aia. Da, da. Deci la Cristi, antenă, Cristi. Deci te vedem pe cum la Comedianța așa, da. În turneul ăsta din mai. Da. La televizor e posibil când să... Când o să fie, da. V-ați luat banii măcar? Da. De-aia zic, au fost ok oamenii. Adică au plătit, au fost, au purtat frumos, da, da. Deci nu te mai interesează dacă... Nu, mai să nu mai da. Poate nu, l-am dat, le zici, bă, dați-mi că îmi fac eu canal de YouTube. Exact, exact, da, da, am producție bună. Da. Și îl fac eu, îl public la mine. Da, da, da. Deci, suntem bine. Bun. Și atâta. Și atâta. Mai zic și eu de... Mai intrați pe lejereanu.ro, luați acolo un vin. A, da, ai și vin. Da, faci da, bani cu vinul? Bă, e ok. Nu, acum a fost foarte up and down pentru că în funcție de cum ne ocupăm noi. Și nefiind oamenii pe business și pe treabă, dacă ne ocupăm e ok, dacă nu se duce în jos. Deci cam mă... Lejereanu.ro. Lejereanu.ro. Acolo se poate lua direct vin și în curând Hoodigans. E, da, o să fie foarte mișto.
Ce? Facem hoodie când zi, brand de haine, da, cu glugă. Facem orice cu glugă. Dar e mișto că, adică, partea drăguță la hoodie când zi, că luăm de la zero. Adică nu era modul, am luat de la cineva un hanorac și punem pe el ceva. Îl luăm de la țesătură, ce-l până faci, la da, brodat, da, vopsit, reactiv. Adică e mai... A fost mult de muncă, de aia și durul. Noi lucrăm de vreo un an jumate să facem astea, dacă nu mai mult. Pentru că procesul e cu totul altfel, adică de a face... Știu de a, că, de la da, zi, e mătâi, da, da, vă complicați mult rău. Da, e mișto că ne și place și, adică, am zis să luăm calea mai grea, că dacă făceam clasic pus un imprimeu pe ceva, cred că nici nu aveam atâta, nu, adică nu ne păsa atât de mult de chestia aia. Da, da, dar așa... poți să te duci la o fabrică care face așa ceva și le zici, eu vreau așa, așa, nu, așa. Poți. Cum nu? Crede-mă. Adică, jur să... Acum știu că zic că mai bine că e al nostru așa mai departe, dar să iei de la țesătură și brodat și vopsire activ ca să țină să și noi stroastă coton, ceea ce este, nu prea este. Stroastă coton noi la costumele de baie, hanorace. Eu momentul, okay, am înțeles. În momentul de față, dacă m-ar mai pune cineva, bă, faci tu producția sau ți-o fac ți-o face altcineva? Zici? Fai de... M-a nenorocit. Și gândești că noi facem și cosmetici. Să vezi acolo. Da, da, da. Da, dar cred că ulterior, uitându-te, nu-i chestia că dacă te uiți înapoi la ceva ce a fost greu. Nu. Nu, nu. Mi-am mâncat zilele, exemplu. Mi-am mâncat zilele, băi, și când strigă, bă, n-avem kilograme de lanolină. Da. Trimite mașina nu știu unde, ăla greșește depozitul, aduc kilograme de lanolină, unde le depozitez? Acolo, în nu știu ce condiții, că toate sunt cu niște condiții. Da. Și mă nenorocește ca să iasă un ulei, bro, de plajă. Atât. Da. Și după aia vine și un băiat de ăla și... Gămea, știu eu, uite câți bani ceriți pe ăsta. Nu, da, adică la producție e îngrozitor. Da, iar la costume de baie, bă, orice, numai nu, tu vrei știi. Nu vrei știi la cusături, la alea, la cupe de sutieni, la du-te prin Germania, comandă, aia n-au pistoc, cusături elastică. Da. Las-o, dracu, nu. Nu, dacă mă uit în spate, ei, tare, dar hai să facem cumva să găsim pe cineva să ne facă... Nu. Că lucrând cu oameni... Te îngrozești. Dai comandă la fabrică să-ți aducă 20-30 de costume și îți faci ei după cum credea. Păi n-ai zis, mă, nu ți-am zis ăsta nu atât de lung? Păi l-am făcut mai scurt. Păi cât l-ai mai scurtat? Atât. Cumva așa are dreptate, că l-a scurtat atât, dar el trebuia la jumate. Adică, bă, și-mi trimite-l înapoi, oamenii așteaptă. Nu. Bine că nu mă ocup eu de asta. Deci vă faceți Lejereanu. Deci asta e un brand de vinuri, da? Da, Lejereanu vin. Și bei mult, nu? Bă, mi-e îmi place că de asta am și pornit, da. E foarte, e un vin bun. Acum e urea că iar zic că e bun, că normal că ceilalți zic. Dacă n-ai altceva, știi, spurcani. Nu, e chiar, da, e bun. Și ne-a plăcut și facem cu drag. Și, adică a fost mișto și toată comunicarea și mi-a plăcut să fac am văzut. Aia de Paște a fost foarte, nu știu dacă ai văzut-o. Aia de Paște n-am văzut-o, dar am văzut-o. Cu veteranii de război, ceea ce în curând o să spun. Dar au fost niște chestii foarte... Deci noi filmăm episodul ăsta, că nu știu când o să-l dăm. Da. Filmăm episodul ăsta când se întâmplă nenorocirea în Ucraina și ne gândim cum să evadăm. Exact. În caz de înrolare. Da. Dar nu, că nu o tia. Nu mai ai, eu am 40, tu cât ai? 35. Pe 35. Mine, eu la limită acolo. Păi nu, dar nu te ia, că fiind în NATO, nu-i mai e obligat. Da, nu mai e? Nu. Dar noi așa ca și cantor odată. Păi da, exact. Aia amândoi eram slabi. Da, eram slabi amândoi. Extraordinar. Vă mulțumesc frumos. Cât avem, bă? Mersi frumos că m-ai chemat. Oră și un sfert. Ce vorbești? Și 16. Bă, ești nebun. Îți mulțumesc frumos că ai venit. Mersi frumos că m-ai chemat. A fost foarte distractiv. Am râs. Da? Da. Hai, băiat. Trebuie să tăiem ceva. Bă, nu știu, acum, da, aia cu pepe, sau dacă s-o supăra. Da. Nu s-o supăra, mă, nu, okay, mă, că e glumă. Perfect, da, e glumă, exact. Da, e glumă, tu știi, știu oricum, un tip super funny. Ok, mersi frumos. Da. Vă pupăm. Oh, shit, ține-ți aproape. Brr!